Am emis decretul de remaniere. Se revocă din funcția de membru al guvernului miniștrii Vasilescu, Andrușcă, Ivașcu, Cojocaru și Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor și se numesc în funcția de membru al guvernului următorii: domnul Leș, ministru apărării, domnul Budăi, ministrul muncii și justiției sociale, domnul Bădălău, ministrul economiei, domnul Braz, ministrul culturii și identității naționale, domnul Petrescu, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, domnul Matei, ministrul tineretului și sportului. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Această remaniere, după părerea mea, este o soluție slabă. Sunt în continuare de părere că soluția corectă pentru România ar fi fost și este în continuare soluția înlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe probleme României. Da, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Cu această declarație scurtă de astăzi de la ora 1, Klaus Iohannis i-a băgat în ședință mare pe cei de la Partidul Social Democrat. Chiar în aceste momente s-au adunat toți cu mic, cu mare, până și doamna Viorica Dăncilă a venit acolo să încerce să o scoată la capă. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara. Să găsească niște soluții, să iasă din treaba asta în care i-a băgat domnul Klaus Iohannis cu această mișcare. Mai rară mișcare. O mișcare mai rară, cumva, neîntâlnită. Am mai văzut mișcarea asta odată la Klaus Iohannis în cazul domnului Fifor, care a fost propus, ghici unde, la transporturi. Da. A fost considerat nepotrivit pentru transporturi, să nu zicem că n-avea nicio tangență. Dar extrem de util în cadrul Ministerului Apărării. Dar mare soldat. Marele soldat. Mare strajă de țară, ce a fost domnul Fifor. Ce e interesant e că numai la transporturi apare această nemulțumire. Bine, și la domnul Ilan Laufer, dar acolo nu trebuia să fie propuse. Puteai să vii cu domnul Ilan Laufer și să spui, poate să vină și dânsul la Cotroceni? Nu, îl consider nepotrivit și să intre. Și tot avea sens această nemulțumire a președintelui, deci la Laufer n-avem ce discuta. Dar la transporturi, iată, întotdeauna un subiect sensibil. Fifor atât de bun, unde? La economie și la apărare, că a fost și la economie, dacă nu mă înșel. Și la partid, în aceste momente este foarte bun la partid, Fifor. La partid poate, domnule, fi, acolo la partid treaba lor. Poate să-și pună ceva. Treaba lor, da. Doamna Lia Olguța, atât de bună la muncuță, da, dar nepotrivită la transport. Deci la transport nu se poate. Acolo e un pic mai un teritoriu un pic mai delicat. Se specula că Olguța Vasilescu este trimisă la transportul tocmai că urmează un conflict în cadrul acesta al Metorex cu primăria capitalei. Și au zis, domnule, o trimitem pe Olguța Vasilescu că e mai pe scandal așa, să o rezolvăm și problema asta cu doamna Firea. Practic eu băga în coastă doamnei Firea. Cam asta era un pic teza în privința Olguței Vasilescu. Altfel te gândești, bă, ce treabă are doamna Olguța Vasilescu la transportul? Păi dânsa face multe drumuri. Face multe drumuri către Craiova și înapoi. Pe de altă parte, e și scandalagioică. Și atunci, în postura ei de scandalagioică este utilă acolo. Pentru că am nimerit pe multe dialoguri de genul acesta iscate de Klaus Iohannis. L-am auzit pe Codrin Ștefănescu, de exemplu, era un pic astăzi încurcat, zice, da, o să propunem invers atunci. Zice, o să-l propunem pe Ilan Laufer la transportul și pe Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării. Eu cred că îl pot propune pe Ilan Laufer, nu știu, și secretar general NATO. Da. Dar nu știu dacă va fi acceptat. Adică, serios. Dar da, vezi tu că aici mi s-a părut cumva ironia sorii. Sigur că știm cu toții că oamenii ăștia nu trebuie neapărat să aibă vreo competență în postura de miniștri. Păi nu, să nu aibă cineva senzația că ceilalți acceptați sunt niște monumente de competență. Că-i domnul Budăi vreo competență. Vreo lumină, domnul Budăi. Pentru că ei au zis, domnule, domnul Klaus Iohannis n-a motivat în niciun fel decizia de respingere a propunerilor noastre. Păi a motivat, a zis că sunt nepotriviți. Da. Domnule, sunt nepotriviți. Asta e o motivare, da? Motivarea sentinței. Nu știi, singurul argument al Partidului Social Democrat poate fi următor. Dar ce, domnule, îi alții sunt potriviți? Păi asta reiste cumva, că dacă domnul Klaus Iohannis a decis că ăștia sunt nepotriviți, înseamnă că domnul, de pildă, să zicem, domnul Bădălău,
Ce vrei tu. Poți alege ce vrei tu din lista aia. N-ai cum să lovești un pic de competență oricât te-ai strădui. N-ai nici cu precizie matematică nu nimerești acolo un pic de competență în lista aia de miniștrii noi. Dar te-ai fi gândit că la economie, domnule, când te gândi... N-are ce să facă prea rău. Dacă le-a fi adunat noi, Răzvan, și a fost Andrușcă. Să punem pe cineva la economie. Hai să găsim un economist. Așa ne-am fi gândit noi, nu? Adică te gândești. Sau măcar un fost patron de vulcanizare, domne. Da, corect. Nu, după ce a fost domnul Dănuț Andrușcă la economie... Poate să fie oricine. Deci s-a dezincriminat. Puteți să nu punem ministru. Da, e corect. Ce se poate întâmpla dacă nu lăsăm... Nu punem niciun fel de ministru. Lăsăm așa. Dar acum... Mai curat, acum, mai simplu. Cumva s-au schimbat, înțeleg că cauciucurile s-au trecut la cauciucurile de iarnă se la încearcă. Se încearcă, se încearcă, dar e mai greu un pic. Dar domnul Andrușcă s-a întors la vulcanizare, că eu tot vreau să-mi schimb cauciucurile de vară. Ți le-ai schimbat la domnul Andrușcă? Spune tu sincer. Spune tu sincer că ți-ai schimbat cauciucurile la domnul Andrușcă. Nu mai văd acolo cum încearcă și cum nu reușește și cum tot se învârte și... Se uită așa, panicat și se uită așa, cum făcea Andrușcă când intra undeva într-o încăpere, oriunde. Cum merge el așa stânga-dreapta? Cum ar fi să te... Dar ce au domne astea? Da. Hai că nu suntem în Siberia, da. Deci, merge practic, aici e problema de logică, cumva par ceilalți potriviți dacă ăștia doi sunt nepotriviți. Și într-adevăr, domne, nepotriviți am înțeles. Dar, doamne... sunt nepotriviți. Da. Dar nici ceilalți nu sunt potriviți. Adică noi astăzi o să trecem din nou în revistă propunerile PSD-ului, dacă acum sunt deja domnii miniștri, și o să arătăm că nu. Nu e nici un pic de sclipire acolo pe acea listă. Da, și acum, domnul Olguța Vasilescu, vedeți că se încearcă potrivirea ei undeva. Domnule, să o potrivim undeva, pentru că... Iar am prins... Se potrivește, domnule, decât cu Claudiu Manda, ce terminați cu prostiile. Și chiar și acolo am... Să nu ne băgăm. Nu ne băgăm, da. Să nu ne băgăm. Bun, dar înțeleg că doamna Olguța Vasilescu acum nu are... Ea are de lucru, e parlamentar român. Sigur. Român. Domnule. Da. Nu e șomeră. Nu e șomeră. Nu moare de foame. Nu e un caz social. Deci n-au lăsat-o pe stradă. N-au lăsat-o pe drumuri. Cum te-ai fi așteptat și cum ar fi meritat, poate pe drumuri. Că... Nu pe drumuri, ci la drumuri n-au lăsat-o. Dar înțeleg că doamna Olguța Vasilescu acum trebuie proptită neapărat undeva. Că era un dialog cu un parlamentar PSD și i-a zis moderatoarea, toți apam pe posturile prietene lor să văd și eu cum se manifestă. Și i-a zis moderatoarea. Și acum Olguța Vasilescu zice, nu mai e nicăieri. Și ăsta, interlocutorul, zice... Vom găsi o soluție în orele ceva următoare. Și s-a făcut dita mai ședința, dita mai nebunia. Ce facem cu Olguța? Da. Cum ar fi să explici lui Olguța, mă, noi am încercat ceva, nu ne-a ieșit, asta e, ghinion. Am încercat să te proptim. Mai am încă o chestie, dom'le, stați un pic, că ideea că argumentul era, dom'le, a fost bună ministru până acum și acum nu mai e bună? Nu, dar cine a zis că a fost bună până acum? Păi, nu știu, zice PSD-ul, argumentul ei, ăsta. Ei, stai singura PSD-ului. Da. Câte nu spune PSD-ul? A fost bună... Dom'le, o fi fost bună ministru, poate, să zicem, la muncă. Să presupune, mergem pe varianta PSD-ului. Dar de ce am merge pe varianta asta? Nu înseamnă că trebuie să se priceapă. E ca și când eu, de exemplu, am fost student la jurnalism și acum mă duc la medicină și mă așez în bancă și mă întrebă, dar ce-i cu dumneavoastră aici? Păi eu am fost student foarte bun, adică eu sunt studentul de la jurnalism. Am făcut deja câțiva ani acolo. Dom'le, vezi că e pe specialități, bre, nu are legătură. Nu, în guvernul României nu e cu specialitate. Nu, da. E pe cum ți-o fi norocul. Da. Ce ți-a picat? Ce ți-a picat? Ministerul Comunicațiilor. Asta e. Da. Ai și tu șofer. Alții n-au nici măcar atât. Ți-a picat Ministerul Dezvoltării. Acum am auzit și povestea asta, da, că doamna Lia Olguța la dezvoltare și domnul Ilan Laufer la transporturi. Nu cred. Nu. Nu cred. Nu se poate. Nu la cred. Transporturi, adică, în ultima vreme, în ultimul timp, că se discută acum, se fac tot felul de propuneri, a trecut și pe la Șerban Nicolae propunerea, nu vrei bre să fim atale la transportul acolo? Încă așteaptă portofoliul justiției. Așteaptă altceva. Dânsul vrea să facă dreptate, nu drumuri. Și s-a revenit. Deși drumuri doar la instanța de judecată și la parchet. Deși dacă s-ar face drumuri în țara asta, s-ar face dreptate. Deci am meritat să avem și noi niște drumuri. Dar s-a ajuns într-un final, înțeleg că în momentul de față se discută propunerea care era inițială. Mircea Drăghici. Mircea Drăghici. Mircea Drăghici. Marele Mircea Drăghici. Dom'le, rezolvă asta. Însuși Mircea Drăghici la transport. Mircea Drăghici este trezorierul Partidului Social Democrat, ceea ce... Mi se pare riscant. Da, chiar. Mi se pare deja prea multă presiune pentru un trup de om. Dar nu este doar atât, cum ar crede habarniștii. Dânsul este și liderul incontestabil al organizației PSD Online. Ca să știți asta. Tot despre... ce mișcă în mediul virtual. Păi și cui rămâne online dacă omul ăsta merge la transporturi? Nu, trebuie găsit un locuitor de cel puțin același calibru. Vă dați seama că... Dacă... Lași PSD-ul follow online, Radu. Acum se pune și problema din punct de vedere al Constituției și al chestiunii astea, că parcă suntem, nu știu, parcă suntem încarcerați în treaba asta, parcă nu reușim să scoatem la capăt. Are voie Klaus Iohannis să refuze o revocare?
că înțeleg că în momentul ăsta posturile nu sunt vacante. La Ministerul Transporturilor a rămas domnul Șova, iar la dezvoltare a rămas domnul Paul Stănescu. Deci nu sunt vacante. Păi nu, a refuzat Claus Iohannis revocarea acestora doi. A respins propunerile din punctul meu de vedere. Și acum atunci... să legi de glie un ministru, nu cred că e constituțional nici în literă, nici în spirit. Să spui, domnule, noi am vrea să schimbăm acest ministru. Nu, nu. Păi, am înțeles, da. Nu așa nu se joacă. E un moment interesant. Nu poate să spună domnul, nu cred că poate spune nici domnul Claus Iohannis că nu acceptă să plece Paul Stănescu. Da. Domnule, Paul Stănescu să rămână aici. Fără Paul Stănescu nu ne mai jucăm. Nu. Da. Paul Stănescu oricum, între noi fie vorba, dacă nu va fi, nu știu, nu va intra în procedura asta de revocare, își va da demisia. Păi, nu vei rămâne acolo fără sprijin politic. A trimis un comunicat dur la adresa lui Dragnea, a trimis către toate, mă rog, instituțiile de media, un comunicat dur în privința lui Liviu Dragnea, în care îl făcea praf, că a dus PSD-ul sub 25% de procente. Hai, domne, că nici în sondajele lui Cioloș nu are sub 25%. Păi, domne, așa a gândit-o. Mă rog. Când l-a dus, domne, la 15, atinge pragul electoral, domne, intră în Parlament PSD-ul pe sondajele lui Stănescu. Ce e ceva ce trebuie explicat, demonstrat, nu știu cum, credeam că se știe. Partidul Social Democrat nu scade sub 30%. E vorbit. O chestie științifică deja. E demonstrată științific. N-ai ce să-i faci. Ideea e, cu aia 30%, eventual plus, intră la guvernare sau rămâne în opoziție. Dar nu duci PSD-ul la 20%, că n-ai cum. Are electoratul lui, al lui. Poți să omori pe cineva și tot nu reușești. Așa nu-i convici. Cum spunea Grindeanu. Pe carte fungea, pe CF-ul. Da. Dom'le, e al lui, îi aparține. Nu e electorat de ăla care astăzi votează cu cea, mâine nu votează. Nu, e electoratul Partidului Social Democrat, e bunul lui. Un bun câștigat, e un bun garantat, să fim serioși. Și acum senzația când te uiți la Partidul Social Democrat în mulțimea aceea de oameni, dom'le, nu e vreunul să nu-și fost ministru. Că atât au rulat, atât au fost, sau măcar propus ministru. Corect așa ar fi. Să se facă o listă, da. Să se întocmească o listă, cu cine n-a fost ministru până acum. Da. O listă scurtă. Că înțeleg că din decembrie 2016, mă rog, în ultimele trei executive PSD-iste, da. Vreo 70 de persoane au devenit miniștri. Tu înțelegi despre ce vorbim? În mai puțin de 4, în câți? 2 ani, nu? Cât au? 2 ani. Deci au fost foarte mulți. Facem 2 ani în curând. Și sunt prezentați ca fiind fostul ministru al... Deci îi dai o egidă de asta spectaculoasă, după care îl ascult vorbind și îți pui mâinile în cap. O să fie ca după, imediat după 89, când te lăudai că n-ai fost membru de partid. Atenție, dânsul nici n-a fost membru de partid. Da. Așa o să zic, domnule, eu n-am fost ministru în guvernul PSD. Nu mă băgați pe mine la olalt. Și o să fie un statut ăsta de dizident. Bun. Fost neministru în guvernele PSD-iste. Nu știu, să găsim așa o grupare de neministri PSD-iști. Mică grupare. Hai să-i vedem pe cei care au trecut de criticile caudine ale lui Claus Iohannis. Unul dintre ei este, să zicem, domnul Bogdan Matei. Începem cu domnul Bogdan Matei de la sport. Bară gol. Cel care e și fost fotbalist, are mai multe calități. Dar și antrenor în Liga 3. De ce nu? Să recunoaștem. Unde și se face performanță cu adevărat. Da, și este celebru pentru unde se joacă fotbalul adevărat. Și este adevărat derby. Pentru declarația aceea cu Hammurabi. Mulți l-au pus cu codul că ar vota legile lui Hammurabi. Da, cred că le-ar și amenda. Da. Ar depune și niște amendamente. Să intre, domne, în dezbatere la cameră. Să ascultăm domnul Bogdan Matei când l-a întrebat de vorbă. Viitor ministru al tineretului și sportului. Sigur. Știți că există un pachet de legi a lui Hammurabi care nu a fost votat de Parlamentul anterior. Ce veți face când va veni proiectul de lege? Așa cum am spus, suntem la început. Dați-ne răga să ne acomodăm, dați-ne răga să studiem. Știți câte examene se dau în sesiunea parlamentară? Vom avea timp pentru orice studiu în parte. Merg pentru că sunt la ședință. Mulțumesc mult de tot. Da, deci un pic de răgaz, audă și el de Hammurabi ăsta. Ce vă spune omul, adică ce înțeleg eu din ce zice omul ăsta? Dom'le, sunt dispus să fac orice. Votez și Hammurabi, votez și Ciofi. Hammurabi da. De la ce partid e, domne? Dar să nu ne mai ascundem. Ăsta e de la UDMR după nume. Sau e de la minoritatea turco-tatară. De unde este acest Hammurabi cu propunerile sale? Dă justiție, se ocupă domnul Iordache. Îl acceptăm și pe domnul Nicolicea, Șerban Nicolae. Veniți acum cu acest Hammurabi. Cine e Hammurabi? Ce condamnări are? Hammurabi a trăit pe la 1700 și ceva înainte de Hristos. Da. Noi râdeam de Valeriu Zgonea că se credea coleg cu Mihai Viteazu. Păi domnule Buzeanu, coleg cu Mihai Viteazu,
cări la 1600 pe acolo. Pare mai din zilele noastre. E chiar rezonabil. Da, domne. Ăsta se crede că se învecinează politic cu Hammurabi de la 1700 și ceva înainte de Hristos. Înainte, da. Înainte de Hristos. Da. Deci îi separă Hristos pe oamenii ăștia și el vrea să-i voteze pachetul de legea lui Hammurabi. Tu înțelegi despre ce fel de creatură politică și vorbim? Da, poate că fix asta l-a lansat în postura de viitor ministru. Că eu mă gândesc, de ce s-au gândit la domnul Bogdan Matei? De ce s-a uitat pe registrare și a zis, dragă, ministru? Asta de ce nu e ministru? Păi nu mai e ministru, domnul Bogdan Matei? Cine e băiatul ăsta? Ăsta la ce e ministru? Da. Păi nu e ministru. Păi de ce nu e ministru? Cum, domne? Cum de n-a ajuns ministru? Pentru că judeci prin comparație. Trebuie neapărat să te înconjori de oameni de genul acesta ca tu să pară o lumină când apar. Da, domne, domnul Dragnea, ai văzut când vine și spune faptul că știe să stea în picioare, o să ajungă și ăsta un credit. Bă, știe să stea în picioare. L-ați văzut pe domnul Fifor cum a stat el două ore în picioare? Nu s-a mișcat. Nu se plictisea, nu se bălângânea de pe un picior pe altul. Și vorbea, serios. Și vorbea doamna Viorica Dăncilă. S-a ținut, n-a cerut voie la toaletă. Două ore în continuu. Deci de ce n-a râs? N-a râs că poate nici n-a înțeles umorul involuntar. Acum problema e că distinsul domn ministru Bogdan Matei, nu? Da. Bogdan Matei, că n-a auzit de Hammurabi, mă... Asta bine, se totuși poate că n-a întrebat Hammurabi la ce echipă de fotbal a jucat, dânsul venind în zona de profil. Era unul... Dar examenele astea din sesiunea parlamentară, crezi că le trece sau vine și în toamnă? Vine și în sesiunea ilaltă? Nu, el s-a panicat când a auzit de examene. Ai văzut că în momentul ăla, o să vedem, era așa ușor, ai dat într-o oarecare... O să vedem, am mai dat eu examene, știu cum se face. Domne, am mai trecut un examen la viață. Haideți că nu se pune presiune, aici e important, poți să înveți oriunde, nu trebuie să fii o instituție de calibru. Domnul Budăi, apropo de examene, domnul Budăi. Când e discutat domnul Budăi, De la Iași, când e discutat în legătură cu examenele, el știe să-ți spună, pentru că examenele au fost ceva mai recente. El a terminat facultatea la 36 de ani. Deci el, când dădea examene Budăi, era acum câțiva ani, adică nu, cu câțiva ani în urmă. De ce? Are materia proaspătă, Radu. Dom'le, ăsta poți să-l întrebi și ăsta poți să-l întrebi încă mai știe. Da. Cursul de anul 3 e acum proaspăt. Dacă l-a tocit cum trebuie, da, ce frumos a îmbrăcat domnul. Uitați-l pe domnul Budăi, proaspăt absolvent de facultate. Așa centenar domnul Budăi. Dom'le, păi de-aia l-au pus în anul centenarului pe domnul Budăi. Da. Când a venit cu ia asta pe el, cu cămeșa asta pe el și a spus... Iar pentru mine nu se găsește un loc de ministru în țara asta, dar pentru cine se găsește? Am carnet categoria B, am și pentru rulotă, am înțeles că are și pentru... Și pentru camion. Și pentru camion, da. Poate să ajute, aveți, de mutat, de colo-colo, da. Sunt aici, puneți-mă ministru, folosiți-mă. Da. Dânsul am înțeles că e aghiotantul doamnei Doina Fedorovici. Are și calități, să știe, dincolo de asta. Așa, și e susținută și e dânia și susținut de PSD Botoșani. Păi acolo... în ea și acolo nu prea există PSD funcțional. De există, aceea... dar nu se mai practică. Nu se mai ține, PSD-ul acolo. Îmi place. Fotografia aceasta, ca să lămurim, nu este un montaj al colegilor noștri. Nu crede cineva că i-am făcut aura asta de sfânt din patriot potrivă. Domnului Budăi. Așa a considerat el că e bine să se prezinte poporului. Da. Iată oameni buni ce ați votat. Produs tradițional românesc, domnul Budăi. A apărut în jurul lui tricolorul sau l-a pus el? Pare așa tricolorul ceva? S-a cerut. Ce s-a cerut în era o poză cu tricolor și tricolor a spus: mi-ați dat jos tema de pe piept, puneți-mi Budăiul pe mine. Un Budăi tradițional. E o propunere nouă de steag asta cu ocazia centenarului, domnul Budăi să fie stema noastră? Budăi ar putea fi, să fluturăm Budăiul în Piața Victoriei. Iată, ceva vezi foarte... Că asta te-ar putea chema la de combaterea discriminării. Pentru asta cu fluturatul. Domnul Tudose a avut o problemă cu fluturatul maghiarilor. Pe poți de steaguri. Și eu că am înțeles că n-a pățit nimic. Corect, n-a pățit. Este benignă această expresie. Da. Domnul Budăi, în schimb, rămâne de văzut. Îmi place că și-a definitivat studiile. E bine. E bine. Nu e nicio jenă. Asta e un lucru frumos din partea domniei sale. E bine și că are o meserie la bază, că majoritatea politicienilor nu știu să facă nimic. Dânsul știe să conducă o serie de vehicole care nu e puțin lucru. Deci, practic, după ce am învățat să conducă autoturismul, am învățat să conducă motocicleta, cred că are și pentru motocicletă, nu? Nu, pentru motocicletă nu prea, ce pot, unde așa, te angajezi cu... Camionul și așa mai... Acum conduce remorcă, și... domnule! Remorcă și remorcă. Acum încearcă să conducă și un minister. Deci, practic, este a patra fără categorie... Permis. Da, dar e fără permis, a fost surprins fără permis. A primit permis de la Claus Iohannis. Domne, da. S-au închis ochii, ca să spun așa. Haideți, vă rog, și dumneavoastră, mai te faci că nu... Hai și domnul Budăi. Acolo, da, așa s-o fi dus la Cotroceni, cu cămeșa sa. Hai să vedem imagini de la Cotroceni de astăzi, cum au fost învestiți miniștrii în funcție. Au venit care mai de care, mai înveșmântați, așa. Și doamna Ecaterina...
Adrian Antonescu, care era prima și, mă rog, proaspăt... Prima, dar sper că ultima dată. Da. Că dacă mai punem încă în două, trei guverne pe doamna Cati Andronescu... Deci a chemat-o, mă rog, acolo, a semnat ce a făcut acolo, așa, și la un moment dat o lase să dea mâna cu toți cei din rândul acesta, cu doamna premier, cu unuși, și a făcut semn cea care se ocupă de Klaus Iohannis și, mă rog, de președinție. Și șefa protocolului. Șefa protocolului. Doamna Delia Dinu, cred că se numește. Da, Delia este. Pe partea ei altă, vă rog. Tu, mă rog. Pe partea ei altă, vă rog. Pe partea ei altă, ca să vă rog. Ați greșit rândul. Ați îndrapă contrasens. Ați greșit buzunarul, mă rog. De unde și numele Abraham Burica, ceea ce... Da, da, de câte ori a fost dânsa la Palatul Cotroceni să se jure că ne guvernează bine pe partea educativă a acestei politici, da. Ar fi trebuit să învețe protocolul. Adică dacă nici atâta nu reținem, ce facem, doamna? Mâine, poi mine ne ia somnul până platou pe la România TV. Da. Sforăim pe acolo. Bun, asta este țara, ăștia sunt miniștri, peste acești miniștri și peste această țară vine următoarea informație interesantă. Eurostatus zice, România conduce detașat în topul țărilor cu cele mai multe WC-uri în fundul curții, zic ei. Adică cumva curții guvernului. Curții constituționale. Curții guvernului, curții Palatului Victoria. În alte curți. De... în alte curți. De, da, deci practic în afara casei, asta e ideea. Deci WC-ul în afara casei. Cum să ne amestești lucrurile? Separarea puterilor în stat. Sigur. WC-ul aici, casa acolo. Nicio problemă. Adică să nu se intersecteze cele două. Care e de fapt problema și a Uniunii Europene cu unde e WC-ul? E treaba mea cât vreau să merg. Da. Adică dacă stăm un pic și ne gândim, ăsta nu știu dacă e chiar un barometru. Așa, domne, și dacă e toaleta în curte, ce? Cu ce schimbă datele problemei? Care este problema care cu toaleta de fapt problema? E eco? Da. Înseamnă că ai o curte? Uite. Că dacă n-ai avea curte, dacă am sta precum asiaticii într-o cutie de chibrit, câte 5-6 persoane. Nu e o tradiție locală, domne, stați un pic aici, interveniți pe niște obiceiuri ale noastre, noi știm așa lucrurile, veniți noastră să ne schimbați treaba. O treime din locuințele din România au WC-ul în afara casei. O treime, nici nu-i mult. Nici nu-i mult. Domnul Dragnea, de exemplu, ne aducem aminte că recent a invitat pe cineva la WC-ul dinăuntru. Da, din casa poporului. Să, din casă. La casa poporului au WC-ul în casă. Da, asta e de mirare. Deși eu la Palatul Parlamentului aș face WC-ul în afara casei poporului. Da, da. Așa zic eu că e mai oportun. România are un număr aproape dublu de localnici care nu au toalete în casă față de Bulgaria. M-am săturat de această comparație cu Bulgaria. Deci, practic, i-am surclasat și în zona asta. Păi au curțile noastre. Păi asta e important. Unde să-și facă? Și-ar face și ei, curte. N-au curte. Dacă este curtea, cât amprenta la sol la case, ce să facă? Unde să-și facă? Și-ar face și ei să mergi unde? Hai că mai vorbim. Ne vedem într-o oră și jumătate, am de făcut un drum. Ar vrea, dar... Dacă nu e loc? Dar acest top, de ce nu vorbești despre toaletele din Constanța și din Cluj care ne-au costat 50.000 de euro bucată? Dar cele mai luxoase toalete cine le are asta, de estimat ce... Eurostat? Păi. Că încep și eu ca doamna Irina Login. Da. Eurostatul ăsta, bine, trebuie să avea cu Razdacu. Dacă să nu ne spună nouă Eurostatul... Unde să ne punem WC-ul? Da. Ai înțeles? Bun, înțeleg că acum noi l-avem și am senzația asta pe care o trăiesc de ceva timp, că toată chestiunea aceasta în România e blocată de Charles. Deci prințul Charles are această... Prințul Charles? Da, domne. Are această... Care n-are internet, n-are telefon, n-are... Are această bucurie de a veni într-o țară care a rămas la nivelul acesta al anilor când Hammurabi, 1700 înainte de Hristos. Și el se blochează, vrea să facă cineva autostradă, apare prințul cear și blochează acolo. Vrea cineva să bage WC-urile în curte. Le ține prințul cear să afară. Lăsați-le, domnule, pentru că el dacă nu are tronul Marii Britanii acolo, zic, bă, măcar aici în România vin și mă așez pe tron în afara casei. La curtea regală, are WC-ul în fundea curții regală. Da, acum... Da. E posibil și Charles, dacă mergem pe teoria conspirației, prea-i place lui aspectul ăsta rustic al României. Mă, dacă ar arăta România precum Shanghai, mai venea prințul Charles așa de fericit să cumpere magiun de la noi? O să vină în momentul de față, o să vină Staghiță și o să spună, eu am vorbit cu prințul Charles, am crezut că vrea să dezvolte România, Sebastian Ghiță, să dezvolte România, am avut o discuție cu el și când am aflat că nu vrea să facă autostrăzi, nu vrea să facă aia, zic, nu mai vorbesc cu omul ăsta. Dar crezi că prințul Charles e omul Coldea? Nu știu, acum, da. Tu te-ai gândit vreodată de ce nu? Ăsta? De ce nu? Că am văzut atâția oameni care sunt oamenii lui Coldea. Poate prințul Charles e omul domnului Coldea, domnul general Coldea. Uite. Și de asta blochează el. Uite. Vrea să ne vadă pe toți inițial. Asta, hai ca să spunem adevărul, domnul Budăi a fost propus pentru sau la insistențe prințului Charles. A vrut ceva rural în guvernul României. Toată lumea a spus, e doamna Viorica de ce? Nu, vreau mai mult. Vreau ceva într-o cămașă de aia, într-o ie. Vreau ceva. Vreau ce aveți dumneavoastră mai rural? Da. Și am avea domnul Budăi, dacă vreți. Excelent. Budăi în curte?
Da, puneți-vă niște budăi și în guvern. Dacă avem budăi în curte, de ce nu avem și budăi în guvern? Corect, e o concluzie bună. Și acum avem pentru domnul Ceas. Vino, majestate sau e alteță? Alteță e. Cum vreți să-i spui? Majestate, nu știm dacă v-a n-am auzit. Majestate n-am auzit. 70 de ani, Charles, deocamdată... 70 e bine. E bine. Dacă cât are și Ion Cristoiu și că s-a aniversat săptămâna trecută... Donald Trump a devenit președintele Americii pe la 70 de ani. Așa că mare grijă cu vârsta asta. Eu i-aș recomanda prințului Charles să militeze pentru monarhie în România, că după cum te-ai văzut, regii României trăiesc destul de mult. Bun, acum avem explicația pentru care Sebastian Ghiță se află în Serbia. Nu are legătură cu justiția, nu. Că multă lume a pus pe... se pare că, uite, Serbia, de exemplu, știm că s-a certat cu Sebastian Coldea în momentul în care a aflat că, cu Florian Coldea, în momentul în care a aflat că acest Florian Coldea nu vrea să dezvolte România, nu vrea să facă autostradă pe Valea Prahovei, nu vrea să facă aia. Știm din înregistrările celebre, da. Știm de declarație, domnule. Declarațiile sale. Și că a spus și în interviu cu maestru Cristoviu și acolo. Haideți să vă arătăm cu ocazia acestei chestiuni ce face Serbia, ce e la mod în Serbia. Ce face Sebastian Ghiță în Serbia, Radu? Corect. Spune-o drept și direct. Fără bani europeni, nu? O autostradă printre munți într-o zonă asemănătoare cu Valea Oltului. 554 de kilometri are ce face în acest moment. Serbia e aproape gata. Mai sunt vreo 30 de kilometri. Dacă e fără bani europeni, pe banii cui? Împrumut de la Banca Europeană de Investiții. BEI, cum ar zice românul, Banca Europeană de Investiții. Mai mult la ocazie. Da, și iată niște imagini, 38 de lotul din imagini, are 4,7 km. E 4,7 km am mai făcut și noi. Am mai făcut și noi. Dar la 500 și... Acolo ne încurcăm. Acolo ne-am profit. Când sărim de 100, brusc ne pierde entuziasm. Da. Două dintre noi, deși aproape gata, mai sunt ce pentru infrastructură s-a dus acolo? Uitați-vă la Serbia cum arată în momentul de față, e vecina noastră. Săptămâna trecută vă discutam despre Ungaria, care s-a oprit cu autostrada chiar la graniță. Da, granița noastră. Pe banii europeni acolo. S-a rezolvat pe banii europeni. Banii europeni nu intră în România. Da. Sunt persoana non grata. Sunt bagnota non grata. Noi am acceptat să facă autostrada în continuare. Dar nu pe bani europeni. Atunci am pus condiția asta. Vrem să plătim în galben, în leu aur. Și vreau să vă spun că noi, din punct de vedere al infrastructurii, stăm foarte prost. Cu autoturismele stăm foarte bine. Românul are mașină. Și aici e problema. Nu avem pe unde să circulăm cu ele. Ca mașini stăm foarte bine. Deci nu ne uităm la Bulgaria, nu ne uităm la... Hai mă. Ce vorbești? De ce vorbești aici? Despre copilul sărac al parcului auto-european, Bulgaria. Hai să vedem niște imagini cu un cetățean român care prezintă o mașină pe care o deține, cred că fiul său sau oricum familia sa. Nu e domnul Dragnea, da? Nu este domnul Dragnea și o ține parcată pentru că nu avem autostradă. N-are unde să meargă cu ea. Ce faci? Stăm cu ea în curte acum. Stăm, în loc să stăm cu WC-ul în curte, stăm cu mașina în curte. Bă, să-i mai casă. Ce? Casă să băiatul. Îți place, nu? Și că e ca la voi în bucătărie, că voi aveți bucătărie de 100 de metri pătrat. Că a făcut perdeliu, că a duc eu una. Îți place, nu? Bă, copii, de sănaci. Ce părere ai? Eu nu pot să conduc. De ce? Nu știu. Și de ce? Hă? În primul rând e jos. Sau se ridică scaunul? Se ridică tot ce vrei tu. Da? Deci în primul rând e jos. Cum conduce pe asta? În al doilea rând, nu ajung la asta. Și în al treilea rând? Și în al treilea rând e mare. Lungă să mă băiatul meu, cum conduc? Ce ai mă ești prost? Nu. Aoleu, mi-e frică. Mamă, ăsta ce e, Volvo, nu? Da. Bună, mamă. Ia pornește un... Nu știu, Volvo, să... Hai, te pup, tata. Zile ceva aici, la oște. Cui, mă, așa? La oște aici, suntem pe live. A? Zi, vă pupă toți. Vă pupă toți, la vedere, tata. Să ajungeți bătrân ca mine. Să nu vină Bruxelles să ne spună nouă cum să facem legile și să nu vină nemții să ne spună nouă cum să facem mașinile. Ai văzut că i-a făcut praf mașina? Mi-am amintește de un banc la stop, la semafor, un tip cu Logan se oprește lângă un Ferrari, face semn să lase geamul jos și îl întreabă. Și ești mulțumit de ea? Că am văzut că nu prea știa lumea. Cam așa stau lucrurile și aici. Pauză și ne întoarcem cu niște declarații incendiare ale lui Codrin Ștefănescu, declarații care le lămuresc de ce PSD-ul se trage de maimuță. Pe de-o parte, sau nu, vedem imediat, și pe de altă parte lămurește, ce mai lămurește? Și problema... Politica penală a Partidului Social Democrat. Pauză.
acum 500 milioane de ani vechime pe pământ, nu există absolut nimic. Nu există nimic. Da. Ori dacă noi primim cadou de la o specie, un craniu uman care are vechime, deci el a fost confecționat acum 500 de milioane de ani, înseamnă că noi specia umană nu îl tragem din maimuță, este o specie care a colonizat acest pământ sub diferite metode. Aici trebuie să ajungem la această emisiune. Chit că este una dintre variantele scoase de preantici care spune că am fi o colonie penitenciară, pedepsită. Demonstrează că specia noastră umană este mult mai veche. Asta, uite cum în lumea noastră este mult mai, a fost Australia. Este mult mai veche, este mult mai vechi decât ne imaginăm noi. Toate teoriile cat darviniste, când ne tragem din maimuță, suntem o specie care a venit undeva din spațiu. Și dovada cea mai bună este asta. Al Maruk, piratul de care spuneam mai de povesteam mai de pauza publicitară. Înțeleg? Acel pirat a salvat. Da, imagine emoționante cu Codrin Ștefănescu în urmă cu câțiva ani mergând chiar mai în spate de Hammurabi. Normal. Deci practic păi dacă, a luat-o din capătul ăla altul. Păi dacă domnul Bogdan Matei se simte coleg cu Hammurabi, domnul Codrin Ștefănescu, care e preantici, normal că merge la câteva sute de milioane, dar mie îmi place această explicație, domnule. Ok, nu ne tragem de mai mult. Nu ne tragem de mai mult. Deși domnul Tuțuianu avea să afirme ulterior. Avea să afirme ulterior și a fost exclus din partid. Da, deci, corect. Până nu și-au asumat maimuța. Avem mai multe școli de gândire, domnule, în Partidul Social Democrat. Da. Este cheia asta. Evoluționistă darvinistă. Tuțuianu, exclus, ieși afară. Dat afară, desfințat organizația Dâmbovița, nu mai valorezi nimic. Mai era varianta aia, creaționistă. Încă se stă un pic așa pe gânduri, stai să vină alegerile, stai să vedem. Când așa. Sunt alegeri de obicei. Momentan pe cai foarte, foarte mare domnul Codrin Ștefănescu cu această teorie inedită, de ce să nu recunoaștem, potrivit căreia am fi o colonie penitenciară, domne, căci dacă suntem toți oamenii parte dintr-o colonie penitenciară, înseamnă că nu e nimeni pușcăriaș. Corect. Gândește-te cât de frumos. Întregirea teoriei lui Adrian Severin. Deci ne-au colonizat extraterestrii, ne-au adus aici și dintre toate motivele posibile pentru care am fi putut fi aduși aici, zice domnul Codrin Ștefănescu, uite, să ne gândim că suntem o colonie penitenciară. Păi poate în Partidul Social Democrat sunteți o colonie penitenciară, dar vă că nici așa nu sunteți împăcați cu ideea că tot meșteriți la legile justiției și la codul penal. Mi-l aduc aminte pe Rădulescu Mitraliere, care anul trecut pe vremea asta cerea să se ancheteze OZN-ul de la Târgoviște. Aia chiar că a fost îngropat. Și nu s-a mai aflat nimic în legătură. S-a îngropat cazul ăla, dacă vă ajutăm. Mă rog. Au mare, mare legătură. Oricum e scandal mare în PSD. PSD-ul a început să certe cu ALDE și acum e important și motivul. Deci știi cum e? În momentul când un cuplu se ceartă pe chestiuni mici, înseamnă că ei refuză chestiunile mari. Cam asta e teoria din psihologie. În Parlament, scandal și cu jigniri între PSD și ALDE pe reținerea permisului de conducere. Aici poate domnul care are carnet și dă camion și dă așa și dă minister. Ar fi trebuit acum să arbitreze această discuție. De ce n-a intervenit pe subiectul acesta? În Comisia de Transporturi, în schimb, astăzi n-a fost domnul Budăi. Din păcate, deși abia acolo ar fi trebuit să fie. Cât de util ar fi fost domnul Budăi? Ar fi presărat acolo și el niște, presărat cu jignire, auzi, pe tema unor amendamente. Deputatul PSD, Alexandru Rotaru, a propus un amendament potrivit căruia permisul de conducere să se reține la acumularea a 25 de puncte de penalizare față de 15, cum e momentul de față. Stai liniștit, că în urmă cu două săptămâni deja se vehiculau 45 de puncte. 45, da. 45 au fost, da. Nu s-a putut, că au fost acolo, cum să spun eu, apărătorii codului rutier. Ai, domne, că e mult 45, că e... A venit omul ăsta, Rotaru. 25 e bine, că am lăsat aproape jumătate. Și s-a băgat Băișanu de la ALDE. Și s-a enervat domnul Băișanu, zice, mi-aș dori să fie 10, să vă explic de ce. Haideți să nu jucăm, să nu ne jucăm cu lucruri de genul acesta. Deci pare așa o apariție matură în problemă. Să nu ne jucăm cu lucruri de genul acesta. De la 15 la 25, eu când greșesc, las carnetul la poliție, îmi revin, zice. Dacă lăsăm, sau poate revin după aia, poate încă îmi revin, că mă rog. Mă rog. Dacă lăsăm larghețea asta, ne vom trezi cu oameni care vor face orice când vor pe șoselele patriei, gândindu-se că ne-a mai dat Parlamentul mai multe puncte. Mai zi-mi odată, din cine citezi? Din domnul Băișanu. Din domnul Băișanu. ALDE. Știu. Eu am în față așa un articol din 16 mai 2017. Nimeni nu-i perfect, Răzvan. Îți mai ții minte frumoasa... Un alt articol, da. Mai ții minte frumoasa zi de 16 mai 2017? Era. O zi călduță. Era vreme bună pe, cu soare. Pe vremea aia, da. Ziua în care a fost publicat următorul articol. Deputatul Băișanu, prins în timp ce golea cu 142 de
km la oră, având permisul de conducere suspendat, tot pentru viteză. Păi și omul ăsta zicea că lasă carnetul. Când el a lăsat de vreo două ori. Dar vedeți că asta nu l-a oprit, faptul că a lăsat carnetul. Eu n-am înțeles, faptul că lași carnetul înseamnă că nu mai conduci. Nu. Dom'le, lăsăm carnetul. Las carnetul, mă, stau un pic, îmi revin și mă urc la volan. Și mă urc după aia și golez mai tare. Păi da, stai, domnul Băișanu, atât de deranjat de creșterea baremului cu punctele astea, domnule. Lăsați, domnule, să fie luat carnetul la 10 puncte. Da. Dânsul n-a înțeles. Dacă ți-a carnetul, nu mai conduci? Problema nu e că ți-a luat carnetul, problema e că nu mai poți să conduci. Ai, cam așa ar fi, dar... a segmentat un pic. Deci nu e, dacă n-am carnet, nu înseamnă că n-am carnet. Dacă nu l-am la mine, nu înseamnă că el nu există. Parlamentarul sucevean avea permisul de conducere suspendat tot pentru că a depășit limita legală de viteză. El urma să-și primească înapoi permisul de conducere cu doar 5 zile înainte de a fi prins gonind în Bacău. Băișanu va fi anchetat de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și riscă o pedeapsă cuprinsă între 6 luni și 3 ani de închisoare. Dar îmi place îngrijorarea domnului Băișanu în privința nenorociților care umblă pe străzi ca nebunii cu mașini. Care nu mai respectă codul rutier dacă au atâtea puncte de luat. În schimb, o să vorbim un pic mai încolo despre nenorociții care ies din închisoare datorită colegului său cumva. Că îl aștece, înțeleg că trebuie să-l trecem până la urmă pe domnul ministru al justiției, îl aștece la ALDE cumva. Sunt tehnocrat. Mă rog, cu recursul compensatoriu, în urma căruia au ieșit o grămadă. Deci mai degrabă mi-ar fi frică de ea de au ieșit din pușcărie decât ăștia care conduc un pic mai repede, pentru că, mă rog, e mai larg codul rutier. E mai larg codul rutier. Da, ce a fost aici, în schimb, interesant, cu adevărat interesant? Dezbaterea, ruperea. Hai să nu, domnule, reacția domnului Băișanu, care a luat-o personal. Păi fii atent că a existat un conflict foarte mare. Știu, ce le-a spus? Unde îl doare pe domnul Băișanu Rotaru dacă nu-i votează PSD amendamentele? Zice, da, Băișanu zice așa, dacă nu susțineți amendamentul domnilor de la PSD, știți unde mă doare? Unde? Știți unde mă doare, domnul? Unde? Dacă dumneavoastră mă amenințați că nu susțineți amendamentul, ești penibil, da. Eu am citat din domnul Băișanu mai devreme. Da. L-a umilit pe colegul nu de partid. Nu v-am amenințat, intervine domnul Rotaru, nu v-am amenințat, fiți că... cumpătat în reacții. Fiți cumpătat? Opa. Fiți cumpătat și la volan. Fiți căpătat sunteți, să fiți și cumpătat. Așa, eu nu m-am adresat așa, zice domnul Rotaru. Eu v-am vorbit frumos. Domnul, așa, noi suntem toți. Ați reținut greșit, zice domnul Băișanu, nu te-am amenințat cu absolut nimic. Nu mai visați amenințări. Deci, practic, o dezbatere tensionată pe punctajul ăsta de... Mă rog, și a intervenit acolo, interesantă intervenție. Un arbitru. A intervenit un arbitru al eleganței, un... domnul Lucian Bode. Nu, până la Lucian Bode a intervenit domnul Mitralieră. A, s-a băgat și Mitralieră. Domnule Buzean, a intervenit domnul Mitralieră, care știe că dacă urăște ceva în societatea românească... Conflictul? Conflictul. Deși domnul Mitralieră devine neconflictual? Da, e o mitralieră, e precum căștile albastre, domne. E o mitralieră cu care se instaurează pacea. Da, corect. Nu e o mitralieră belicoasă, e o mitralieră pacifistă. Pacifistă, da. Dânsul de-aia ieșea cu mitraliera în Piața Victoriei. Să calmeze, să facă un apel la calm, precum minerii domnului Ion Iliescu, că de-aia e Partidul Social Democrat. Și a spus, Fane, liniștește-te. Deci a plantat panseluțe, precum minerii. A plantat o panseluță în Comisia de Transport, spunându-i domnului Băișanu, Fane, liniștește-te. Liniștește-te. Ceea ce îți spun acum, ca să nu fie nevoie să citești, l-a enervat și mai tare pe Aldist. A explodat asta. Și citez de memorie, că am citit de trei ori schimbările, mi s-a părut fenomenal. Da. A zis ceva de genul, am imaginație suficientă, astfel încât să-mi dau seama că prin Fane te-ai referit la mine. Pe domnul Băișanu, chemându-l Ștefan Alexandru Băișanu. Dar poate dacă zicea Fani, s-ar fi referit de asemenea la domnul Băișanu, că e destul de amuzant. Deci nu totul, e amuzant acolo. Totul e amuzant. Totul e amuzant acolo. Și la amenință de nou pe mitralieră că îi spune, dacă ți-aș spune eu ție mitralier, cum ar fi? Și atunci a intervenit, bineînțeles, domnul Lucian Bode, de la PNL-ul, care a intervenit, stop, zice, nu, spus, stop, nu vă rog până aici. Stop. Până aici, să văd că se ceartă Aldis cu PSD-ți, chiar nu suport. Deci șefe, ce urmează? Să rupeți guvernarea acum? Să rămânem fără guvern? Ce n-ai bat, tine bune cu toții? De ce s-o fi panicat domnul Bode atât de tare că se ceartă PSD-știi cu Aldiștii? Nu putem ști. Nu știm. De s-o fi și... Pentru că nu vrea să venim la guvernare noi, să luăm acum noi guvernul. Vă certați, doamne, iartă-mă și trebuie să intrăm la guvernare. Bate în lemn. Nu, hai, împăcați-vă. Fane, și tu și tu, Mitralier, da. Totul să fie calm. Și dacă am vorbit de domnul Mitralier, nu trebuie să nu vorbim de domnul Iordache, un alt personaj extrem de contondent în ultima vreme. Domne, tot arată diferite semne, tot le face semne, tot înjură în dreapta și în stânga. Mă rog. Măi, acum a descoperit semnul, probabil. Probabil că... a întâmpinat acest semn și a spus, îmi place. Pare că i s-a arătat, și am să-l folosesc. Exact cum ai spus, ca Mr. Bean de atâtea ori, încât la un moment dat și întreba, băi, dar de ce mi arată mie toată lumea chestia? Doamne, ți-e jenă să-i spui domnul Iordache la ce se referă poporul, da, când îi semnalizează digital un anumit aspect.
Și s-o fi spus. E un semn de respect. De respect. E un semn de respect, nu un semn vulgar. Folosiți-l cu multă, multă încredere. Bun, hai să vedem cum explică domnul Iordache. Cum explică domnul Iordache? Pentru că înțeleg că a recidivat. Înțeleg că și într-un dialog cu Raluca Turcan iar a scos degetele. Hai să vedem imagini cu domnul Iordache justificându-și ieșirile. Înțeleg să vă spun că regret săptămâna trecută un gest pe care l-am făcut plecând de la tribună. Mai puțin. Și regret pentru că un gest reflex pe care l-am avut plecând de la tribună, fără să mă adresez niciunei părți a sălii, pur și simplu. Astăzi, în schimb, înțeleg că în birou permanent un coleg, în timp ce se desfășura ședința de birou permanent, a constatat că modul în care țineam mâna era cumva ofensator. În niciun caz n-am urmărit și îmi pare rău că modul în care tratăm și modul în care acum, spre exemplu, modul în care eu întind mâna, credeți că am în sfârșit vreau să închid acest subiect. Dacă dumneavoastră considerați că săptămâna trecută, repet, modul în care eu m-am adresat la plecare de aici, modul în care am considerat, înțeleg să regret faptul că un gest pe care l-am avut plecând de aici a suscitat atâta dezbatere. Iar astăzi, repet, în cadrul biroului permanent, în niciun caz nu am avut niciun fel de gesturi care să aducă atingere colegilor mei, pentru că, repet, nu am, dacă am ceva de spus, vă spun și am o întreagă dezbatere. Vă mulțumesc, la revedere. Dom'le, a lămurit omul și a încheiat subiectul. Ce mai stăm și discutăm atâta? Dom'le, omul a limpezit lucrurile. Cum s-a întâmplat? Dom'le, aceste spasme, aceste mișcări, reflexe? Trebuie să rindă degete? Dom'le, se poate întâmpla oricui să aibă reflexe. E foarte bine să avem reflexe. Poate și reflexe. Înseamnă că trăiește. Reflexie n-are. N-a reflectat prea mult. Da. Să fim serioși. Să fim serioși. Breaking news în legătură cu Guvernul României. Hai să vedem despre ce vorba. Da, adunați în această celebră ședință, toți mai marii PSD-uri au decis în felul următor. Cum o rezolvă domnul Dragnea problema? Olguța Vasilescu la... Pe doamna Olguța. La problema fiind doamna Olguța. Da. Doamna Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și domnul Drăghiș, pe care l-am invocat un pic mai devreme, trezorierul PSD-ului, la transporturi. Da. Asta a fost soluția, domnule, o punem pe doamna Olguța Vasilescu la dezvoltare. Zis, altă variantă n-avem. Că da. Nu o putem lăsa fără minister. Deci eu să înțeleg acum că nu e permis un minister PSD fără, e în programul de guvern, guvernare. Fără guvern, vom oferi, nu există guvern fără doamna Vasilescu pe post de ministru poporului român. Olguța a fost votată în ședința aceasta, acum urmează și în privința domnului Drăghici votul. Nu fac griji. Nu fac griji. Probabil că va trece. Drăghici este cel propus inițial, adică asta, așa s-a intrat în ședința CEX de ieri. S-a printat cu această... Drăghici la transport. Cu Drăghici la transport. Da. Și s-a ieșit într-un final... Cu doamna Olguța. Și îmi ne pare rău. Deci, poate Klaus Iohannis e un om atât de consecvent cât a spus. Nu, cum a spus prima dată, nu mai umblați la propuneri. Acum, nu mă pot gândi decât cu tristețe că domnul Codrin Ștefănescu rămâne fără un ministru personal. Pentru că așa cum Dănuța Andrușca aparținea suveranului său Ionel Arsene, da, la Piatra Neamț, Ilan Laufer ar fi fost un produs al domnului Codrin Ștefănescu. Mai degrabă decât un produs al domnului Arsene, că s-a discutat și despre Arsene, că ar fi aparținătorul, care a spital, Dacă domnul Arsene ar fi tatăl politic al domnului Ilan Laufer, da, atunci Codrin Ștefănescu cu certitudine este mama politică a domnului Laufer, pentru că la un moment dat, în urmă câteva luni, când prezența domnului Laufer era total inexplicabilă, nu că acum ar fi mai explicabilă, dar acum nu prea ne mai interesează, ne-am plictisit, da, de personaj. Atunci se puneau niște întrebări, domnule, de unde a apărut acest Laufer? Că l-am mai văzut, dar l-am văzut semi-dezbrăcat în niște reviste, nu l-am văzut niciodată în zona politică. Da. Și odată te-ai trezit cu el, mare PSD-ist, frumos, cu e-mail. A apărut cam în perioada în care erau alegerile dintre Ponta și Iohannis. Atunci a apărut el de partea lui Ponta cumva. Da, și-am văzut. Adică, și a făcut o figură frumoasă. Îi mulțumim în continuare pentru implicarea în campanie electorală. Poate fără sprijinul domniei sale, lupta ar fi fost ceva mai strânsă. Poate nu câștiga, da, Klaus Iohannis. Nu contează acum. Contează, în schimb, că a apărut acest zvon că domnul Ilan Laufer ar fi, de fapt, controlat de serviciile secrete. S-a votat și pentru domnul Drăghici. Se pare că el va fi, se va merge cu domnul Drăghici la domnul Klaus Iohannis. Va face un drum acolo și poate mai multe în țara românească. Și ulterior, după ce a apărut această acuzație la adresa lui Ilan Laufer, că ar fi omul serviciilor, da, ceea ce pare greu de crezut. Adică de ce ar avea serviciile nevoie de... Mă rog. Mă rog. Așa, a apărut și l-a apărat
domnul Codrin Ștefănescu spunând, citez din nou de memorie, dar astăzi am memoria funcțională, Ilan Laufer a fost în casa mea. A fost în sufrageria mea. Știi că pentru PSD chiar și în WC-ul din casă. Din curtea casei mele. A fost la un moment, am și consumat. În casa mea nu intră nimeni care are tangențe cu statul paralel. Și cu asta cred că am închis discuția. Înțeleg că domnul Codrin Ștefănescu are așa niște senzori speciali, da, care detectează. Intră. Știi, și când ai călcat, tu ai tangențe cu statul, poți să te percheționezi, să văd dacă ai fost vreodată cu statul. Nu, e prima dată când o explicație pentru care aceste ședințe ale Partidului Social Democrat ar dura atât de mult de fiecare dată ar putea să fie domnul Codrin Ștefănescu, care vă spuneam și mai cu câteva zile în urmă, că de fiecare dată când intră în direct la o televiziune, vorbește 10 minute, nu are niciun rost ce zice acolo și la un moment dat moderatorul dă să intervină. În ce am difuzat noi avea rost. Abia acolo avea rost. Eu am urmărit toată emisiunea. Da, îmi chiar pare rău sau de asta, da. Poți să crezi că e singura emisiune care chiar mi-a plăcut cu Codrin Ștefănescu? Mă deranjează că îl tot întrerupea Doru Braia, nu știu, deci avea senzația că trebuie să spună ceva. De fiecare dată este întrerupt după 10 minute de nimic, este întrerupt și domnule, dacă mă întrerupeți din 10 în 10 minute, dacă nu vorbim măcar 2 ore cap-coadă, nu știu de ce m-ați mai chemat. Emisiunea durează 45 de minute. Asta nu e problema mea. Asta e problema. Nu, ziua durează 24 de ore. Asta mă interesează. Nu că emisiunea durează. Bun, domnul Codrin Ștefănescu a dobândit o funcție importantă în Partidul Social. Secretar general prim. Că dânsul era junior, era adjunct. Și acum este dita mai secretarul general al Partidului Social Democrat. Ceea ce spune multe, gândește-te că președintele PSD, Liviu Dragnea, care s-a născut pedist, așa? Da. Secretarul general este Codrin Ștefănescu, da, un important peremist al vremurilor sale, și cred că dacă mai căutăm pe acolo, de exemplu, găsim pe domnul Mutu, președintele interimar al PSD București, vechi pedelist și om cunoscut de pedelist, și cred că a trecut și pe la PNL, la PLD, sigur. Deci oameni de venit PDL așa, a fost de adunate așa cumva de mai... Bun. Uite, găsesc pe secretarul general al Partidului Social Democrat București, domnul Florea, care tot de la PDL ne vine, adică e un partid deschis, domne. Eu mai am o întrebare în legătură cu domnul Ilan Laufer. Acum se vede clar că domnul Klaus Iohannis n-are o problemă cu zona asta de evrei. Adică nu are o problemă. Că știi că există o oarecare tensiune în momentul când spui despre evrei. Că dacă un cetățean se declară ca fiind evreu, tu orice spui pare ceva antisemit aproape. Domne, nu suntem antisemiți, atenție, n-avem. Bun, Klaus Iohannis văd că n-are o problemă. Acum eu mă întrebam dacă domnul, să zicem așa, presupune că domnul Ilan Laufer s-ar fi declarat... Ar fi putut să se întâmple, că suntem o țară care vedem că suntem deschis. Să-l întrebe pe Klaus Iohannis, mai deschis pentru că sunt evreu? Nu, dar dacă s-ar fi declarat domnul Ilan Laufer homosexual. Păi n-are cum, domne, e căsător. Domne, presupune că are un moment ăsta, da? Păi ce fel de moment ăsta? Poate domnul Klaus Iohannis după aia să spună, mi se pare, fără să argumenteze concret, să spună, mi se pare nepotrivit pentru funcția de ministru domnul Ilan Laufer. După ce în prealabil domnul Ilan Laufer era și evreu și homosexual. Adică vezi că într-un fel stai și te gândești așa într-un fel. Ar fost dublă discriminare. Dom'le, nu poți, deci n-ai cum. Deci l-ar fi obligat, l-ar fi legat de mâini pe domnul Klaus Iohannis și ar fi devenit ministru. Dom'le, aș vrea să-l refuz, dar aș vrea să nu mă înțeleagă lumea. Că nu mă înțelegi, n-am nimica cu niciuna dintre aceste categorii, mă rog. Nu, dar cred că totuși s-ar fi găsit câteva motive pentru care să-l respingi, indiferent ce ar fi sau cum ar fi. Poate și simplu motiv că propriul său partid l-a dat afară din guvern anterior. Adică PSD-ul a spus, să știți că ăsta e foarte prost, aș vrea să semnați aici că l-am dat afară. Viage la Klaus Iohannis, semnează, da, dom'le, le liberăm din funcție, da, haideți, vă rog, să le liberăm. Și apoi vin apoi tot cu el. Luăm publicitate și ne întoarcem brusc cu noi informații foarte tari. Bună România!